Iar în aceasta, Shopping City Suceava te provoacă la distracție. Iubitorii mișcării pe gheață sunt invitați să se relaxeze în aer liber, începând de vineri 5 decembrie, la patinoarul din parcarea Shopping City Suceava. În prima zi de la deschidere, intrarea a fost liberă pentru toți doritorii. Noua destinație de distracție oferă toate ingredientele necesare pentru a petrece momente de neuitat alături de prieteni sau familie. O calitate superioară a gheții, patine noi care conferă siguranță în timpul patinajului, muzică bună și băuturi calde. Patinoarul va deveni cu certitudine principalul punct de atracție pentru suceveni, deoarece organizatorii au avut grijă ca pe timpul serii patinajul să se realizeze într-un decor de poveste, grație luminițelor de Crăciun care acoperă locația. Gheața din punct de vedere calitativ este extraordinară, patinoarul artificial fiind foarte nou, patinoarul este deschis, copiii care vor intra nu vor avea o limită de timp în care să iasă, vor intra în gaj, vor sta în raport de cât doresc ei pe patinoar. Patinoarul din parcarea Shopping City Suceava se adresează tinerilor, familiilor și copiilor pasionați de patinaj, precum și profesioniștilor sau celor care își doresc să învețe acest sport. De altfel, persoanele care nu vin cu patinele de acasă au șansa de a închiria peste 300 de patine de la standul special amenajat lângă patinoar. Calitatea gheții este bună, ei au fost mulțumiți, chiar le-a plăcut, au fost invitați pentru a inaugura acest patinoar. Este mai mic decât celălalt unde se pot ține competiții. Aș recomanda conducerii județului sau la celelalte orașe din județ ca să fie chiar în fiecare cartier asemenea patinoare, pentru că tot vorbim la școală să mărim numărul de ori de educație fizică, ca să avem copii sănătoși. Hocheiul pe gheață este un sport care îi călește, au o sănătate bună. Cei care își doresc să petreacă mai mult timp la patinoar au ocazia de a-și face abonament de minimum 10 intrări, beneficiind astfel de 50% reducere atât la taxa de intrare, cât și la cea de închiriere a patinelor. Un alt tip de abonament este cel de tipul 3 plus 1 gratuit. Totodată, pentru grupurile organizate de minimum 10 persoane, se oferă o reducere de 50%. Programul patinoarului este zilnic între orele 10 și 22. Marele avantaj pe care îl au iubitorii sportului pe gheață este acela că au posibilitatea de a plăti doar 10 lei intrarea și 10 lei închirierea patinelor, timpul alocat patinajului fiind nelimitat. Mi se pare foarte bună, e cea mai bună din Suceava, fac hockey de 10 ani și n-am mai prins o gheață așa de bună de mulți ani din Suceava. Ai mai fost și anul trecut? Anul trecut n-am putut deoarece eram într-a 7-a și învățam de după amiază și era perioada cu tezele și n-am putut să vin. De când practici hockey-ul? Eu practic hockey de 10 ani aproximativ, am învățat prima oară să merg la 4 ani, m-am adus mama și părinții, eu am fost de acord și la 6 ani am avut primul cantonament la Buzău. Crezi că un astfel de patinoar îi aduce pe copii spre gheață? Da, deoarece gheața este foarte bună, cred și prețurile sunt foarte bune, patinele. Orele petrecute la patinoarul din Shopping City Suceava îți vor face iarna mai distractivă.